Salutare, prieteni! Astăzi vorbim despre criminalul care l-a îngrozit pe Nicolae Ceaușescu, ucideat doar în noaptea de Revelion. În anii comunismului, România a avut parte de câteva cazuri de criminali în serie, care au devenit notorii. Printre acestea se numără și cazul asasinului din noaptea de Revelion. Timp de 4 ani, criminalul a omorât copii ai străzii cu vârste cuprinse între 13 și 14 ani. Inclusiv Nicolae Ceaușescu avea să fie speriat de acesta, cerându-le organelor de control să-l țină la curent cu anchetele. Criminalul, un bărbat analfabet din județul Buzău, avea să fie identificat în persoana lui Grigore Uruc. Criminalii în serie au îngrozit toată lumea. Lumea a avut parte de-a lungul secolilor de criminali în serie. În unele cazuri, crimele erau atât de atroce încât nu au putut fi relatate în presa vremii. Într-un top al celor mai mari criminali în serie, pe primul loc apare doctorul Harold Shipman, cu 218 crime probabile. Cu toate acestea, el a fost de fapt condamnat pentru un eșantion de 15 crime probate. Și România, în istoria ei, a avut parte de câțiva criminali în serie, doar dacă ne aducem aminte de celebra Văduva Neagră, despre care am făcut un episod acum ceva vreme. Văduva Neagră ucisese 35 de bărbați pe care îi ținea în sicrie de plumb într-un beci al castelului său și covora în acel beci și vorbea cu cei decedați bând câte un pahar de vin. Această văduvă neagră, care avea origini românești, a mărturisit că a otrăvit cu arsenic 35 de persoane. Femeia își omorâse inclusiv pe cei doi soți, mai mulți amanți și pe fiul ei, în anii 20. În anii de după venirea comuniștilor la putere, cele mai notorii cazuri au fost în dosarul Anca, dar și cel al lui Râmaru, despre care am făcut un alt episod acum ceva vreme. Dar acum să vorbim despre povestea lui Grigore Uruc, asasinul de anul nou. În aceeași listă apare și cazul criminalului în serie Grigore Uruc. Născut în județul Buzău, în comuna Țintaș, Grigore Uruc era un țăran analfabet. Organele de anchetă ale vremii aveau să-l compare cu mult mai celebru criminal în serie, Javel Iqbal Umay. Acesta, din urmă de origine pakistaneză, a ucis numai puțin de 100 de băieți, toți copii ai străzii, incapabil să se apere singuri. În schimb, Grigore Uruc, conform anchetelor vremii, ar fi ucis cu brutalitate numai puțin de 4 minori cu vârste între 13 și 14 ani, într-o singură noapte din an, noaptea de Revelion, timp de 4 ani. Anchetatorii aveau să facă cunoștință cu Grigore Uruc pentru prima dată în 2 ianuarie 1985. Milițienii aveau să descopere prima victimă a lui Grigore Uruc, găsită pe una din străzile orașului Buzău. Copila de doar 14 ani, care locuia pe străzi, avea să moară după ce criminalul o lovise cu 24 de lovituri de cuțit. Următoarele victime au fost ucise în același mod. Cazul lui Grigore Uruc, încă neidentificat ca făptaș, avea să ajungă și la urechile lui Nicolae Ceaușescu, care le-a cerut organelor de anchetă să trateze totul cu maximă seriozitate. Prima victimă, neavându-se destule probe, a fost catalogată ca și crimă cu autor necunoscut. Lucrurile aveau să se schimbe după ce, tot în preajma zilelor de după anul nou, dar în 1986, milițienii buzoieni descopereau o nouă victimă, de data aceasta sfâșiată și de câini. Procedeul era exact ca la prima victimă, inclusiv faptul că era minoră, dar de data aceasta de 13 ani. Acum anchetatorii aveau deja un prim profil și legaseră cele două cazuri prin modul de operare al criminalului. Dar la vremea respectivă nu existau tehnologiile de astăzi, așa că ancheta avea să fie într-un nou impas, fără dovezi și fără martori.
deja conștienți că lucrurile s-ar putea repeta și în anul următor, în noaptea de Revelion 1987, se decide suplimentarea efectivelor de milițieni de pe străzile orașului Buzău. Numai că și așa, Grigore Uruc avea să lovească din nou, ucigând în același mod încă un minor de 14 ani. Disperați că nu pot face nimic, anchetatorii răscolesc tot orașul, dar fără niciun rezultat, conștienți fiind că cel care comitea crimele avea deja un mod de operare clar și numai noaptea de Revelion. A venit Revelionul 1988, iar Grigore Uruc omoară din nou, ucigând o fetiță de 13 ani. Deși nu se știu datele clare, la scurt timp după comiterea acestei a patra crime, milițienii reușesc să-l identifice pe Grigore Uruc ca fiind criminalul și după un scurt proces, acesta avea să fie condamnat la moarte. Era penultimul criminal în serie român condamnat de statul comunist la moarte pe 11 iunie 1988. Deși nu se știu clar datele identificării sale, Grigore Uruc a rămas în istoria criminalisticii române, cunoscut sub numele de asasinul din noaptea de Revelion.